Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un șofer furios pe proprietarii care locuiesc la curte, deci locatarii de la case, da? Așa. Și care blochează parcările în fața curților lor. Da. I-a amenințat voalat, mai mult sau mai puțin voalat pe aceștia, că le va sparge geamurile dacă nu lasă strada liberă. Se întâmplă la Cluj-Napoca. Deci avem un clujan nervos. Stai, el e supărat că nu e strada liberă sau e supărat că nu e liber să parcheze el? Că nu e liber să parcheze el. Ah. Deci el e supărat că nu are unde să parcheze. Aha. Și așa cum se întâmplă, nu numai la Cluj, într-o mulțime de locuri, proprietarii își pun în fața casei: mă, voi ce faceți când vedeți bidoane de alea de 5 litri cu apă, lădițe, capre de alea improvizate, vă ia capul când vedeți? Deci nu e niciun loc de parcare nicăieri și e undeva un bidon, n-ai voie să parchezi aici, că aici parchez eu. În principiu, respect însemnul ăsta internațional. Da, mă și uit la cum arată casa sau cine e prin preajma. Da. Ca nu să văd dacă... Asta, dar e vis din principiu că un om dacă are apucăturile astea, e clar că nu o să fie ușor de dialogat cu el. Să știi că eu am... Ăștia de pun capre, bitoane... Să știi că am văzut mai mult decât atât. La Brașov am văzut niște însemne cu dacă parchezi aici, îți... rup cauciuc, da, tai cauciucurile. Da. Adică dincolo de un bidon pus, scria clar ce pățești. Da, asta mă scoate din sărite chestia asta, dar recunosc că sunt laș. N-am făcut niciodată nimic, dar un amic de-al meu a parcat mașina, eram în el cu mașina, în mașină cu el, a parcat mașina pe un loc de ăsta în care era un afiș, se tai cauciucuri și s-a deschis fereastra de la etajul 1. Și a ieșit un domn mai în vârstă. Și a zis, n-ați citit afișul? Vedeți că aici... înțelegeți. Și ăsta micu s-a uitat fix la el și a zis, ce bine că am aflat unde stați acum. Și a plecat. Da, nu s-a întâmplat nimic, evident. Logic. Pentru că asta se poate juca în doi. Da, adică, eu am avut... dacă te amenință ăla că îți taie cauciucurile, până la urmă... Când eram la vreo 2-3 ani după liceu, a parcat un prieten de-al meu pe strada asta cu case, tot așa cu nu parcați, nu știu ce, și a înțepat la cauciucurile. Două cauciucuri a înțepat. Cu ceva... Nasol. Costă mult. E foarte nasol, nu, dar în primul e și foarte complicat că trebuie să... Trebuie să iei platformă. Platformă să alea, acțiunea se petrece în anii 2000. Pe de altă parte... Și stai. Da, și după care prietenul meu, două săptămâni mai încolo, s-a dus de trei ori pe strada aia și a observat cine parchează acolo în mod regulat și a văzut lui mașina țândări. Nu faceți așa ceva. Băi, nene. Nu, mașina nu era cu camere, cu... Mașinile n-au nicio vină, țin să vă reamintesc lucrul ăsta. Deci nu vă stricați mașinile unul la altul. Dar cum răspuns? Chem poliția și poliția deschide un dosar. Pe de altă parte, mai e o chestie la care trebuie să ne gândim. Cei care locuiesc acolo și au cumva nevoie de locul ăla de parcare, că acolo locuiesc. Da. Nu cred că ar avea o problemă dacă parcarea altcuiva în zonă ar fi temporară. Se întâmplă să vină și să parcheze și să stea acolo cu zilele. Din nefericire, legea nu prevede că în dreptul calcanului casei tale e locul tău de parcare. Că asta e. Așa e, lasă legea, e și chestie de obraz câteodată. Și obraz, dar de ce trebuie să ai tu asigurat un loc de parcare acolo? Și așa, să-mi pun și eu în fața blocului bidoane, punem toți bidoane pe stradă, fiecare în dreptul proprietății lui, că până la urmă toți locuim undeva. Adică tu, dacă stai la casă, care e diferența? Eu stau la bloc, pun 20 de bidoane, că sunt 20 de apartamente. Plus că poți să pui bidoane și prin fața altor case, că poate asta zic. Niște... tot se filmează, sunt camere, nu cred că își mai permite nimeni să pună în aplicare amenințări de astea, că îți parge roțile sau... Iată ce spune, ce a scris clujanul nervos. Citez. Ce a scris? Zice dânsul, vreau doar să explic tuturor proprietarilor de imobile care practică astfel de semne, deci bidonul nu știu ce, că însuși gardul pe care aplică aceste marcaje, plus afișul, nu se parchează locul meu, da, este granița între proprietatea lor și domeniul public. Atâta timp cât aveți o poartă de acces, știm cu toții că poarta nu e voie să o blocăm. În rest, totul e cancan. Proprietatea voastră se termină la gardă, ați înțeles? Ba mai mult, aveți grijă că ridicați ștergătoare sau faceți pene. Gândiți-vă bine că un geam termopan de la proprietatea dumneavoastră costă mai mult decât o pană. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Da, astăzi vitejit de asta de Facebook. Nu mai face nimeni, că ți-am spus, a doua zi ești la poliție, că n-are cum să nu te filmeze cineva sau să, știi? Prietene, ați avut vreun incident de genul ăsta? Ce faceți când vedeți un loc de parcare blocat cu bidoane, lădițe, capre improvizate? Ați avut vreun conflict cu cineva? Cum s-a terminat? Cum rezolvați problema asta? Dacă ați trecut prin asta, ne-am bucurat să vă ascultăm, să vă auzim, să ne povestiți cum a fost. 0372 069 599, numărul de telefon, și puteți să ne dați și mesaje audio pe WhatsApp
0728 3 de 1 3 de 2. Au început deja să vină o sumedenie de mesaj. Uite, cineva zice că n-avem dreptate că pune, doamna zice că pune o lădiță la poartă când așteaptă curierul să aducă frigider, mașină de spălat sau ceva de genul ăsta. Și procedezi așa deoarece se blochează intrarea în curte. Nu de intrarea în curte vorbim. Dar câte frigidere cumperi, măi? Nu te supăra, ai lădiță de blocat intrarea când cumperi frigider. Intrarea în curte e de bun simț să fie lăsată liberă. Da. Discuția se face referitor la cei care stau la casă și pun în dreptul calcanului casei lădițe să nu parcheze. Deci dacă ați avut conflicte cu locuri de parcare blocate cu bidoane, sunați-ne 0372 069599. Am nimerit punctul nevralgic. Asta este adevărata problemă a României. Asta e dezbaterea României. De mesaje, telefoane, nu știu cât putem să difuzăm din ele. Hai să începem cu mesajele. Bună dimineața, băieți! În legătură cu parcarea, eu am avut o experiență foarte urâtă în Italia, în Genova. Am parcat în fața casei unde stăteam cu chirie și mi s-a tras atenția de către doi italieni că acolo o să parcheze numai ei. Eu m-am încăpățânat și am parcat în continuare, că era și în fața casei mele. Și după o săptămână mi-au distrus mașina, mi-au tăiat toate patru cauciucurile și mi-au rupt oglinzile. O zi bună vă doresc. Măi, dar ție, sper că ai o zi bună. Te și încăpățânat, adică ei ți-au zis, mă, pleacă de aici. Nu, frate, asta e dreptul meu. Dreptatea mea. Salut, băieți, așa cum v-am spus, am 11 metri liniari în poarta, lungimea gardului, iar înainte aveam probleme. Veneau cetățenii, lăsau mașina acolo, plecau 2-3 zile, mă încurcam de mașină. Trebuia să parchez pe-n față, pe la vecini, incomodam și pe ei, vecinii știind că mașina este a mea. Nu spuneau nimic. Problema am rezolvat-o în felul următor. Mi-am mai luat două mașini, o mașină o țin în fața porților parcată și celelalte pe toată lungimea, așa că am ocupat toată lungimea curții. Înțelegi? Și am rezolvat problema. Pe ce problemă ai? Băi, nu mi-aș mai bine zidei niște mașini acolo. Niciodată așa ceva, pe cuvântul meu. Da. Hai că mai avem. Ia. Neața, băieți, eu sunt de partea elaltă. Adică stau la curte, undeva pe la apărători, aproape de stația de metrou, și credeți-mă că suntem exasperați de cetățeni de genul ăsta care vin și lasă mașina pe unde apucă, efectiv, pe unde apucă. Mi-am găsit poarta blocată zi de zi aproape, sunăm la poliție, nu vine, și atunci cum să procedăm? Uite, vezi? Încep oamenii să-și lase, adevărat, este foarte urât, își lasă cărămizi, cauciucuri, lădițe și așa mai departe, dar nu știm cum să mai procedăm. Numai bine. Adevărul că, băi, asta eu nu blochez, dacă scrie acces garaj sau acces curte sau nu știu, vă rugăm, nu blocați, nu mă opresc niciodată acolo. Da, da. Și o chestie de bun simț. Bună dimineața! Eu am mereu probleme cu parcarea, locuiesc la curte, în centru, și am și copil mic. Tot timpul îmi găsesc poarta blocată de acces. Și da, o cucoană mi-a zis că e domeniul public. Bine, era jumătate de blocată. Și eu i-am dat cu niște ouă pe parbriz, de atunci n-am mai parcat. Deci, soluția cu ouă, mai ales acum iarna, și dacă îngheață ouă, e nenorocită. Două ferii de bacon. Luca, bună dimineața, în primul rând. Luca nu are dreptate, pentru că dacă eu stau la casă și sunt înămeți de zăpadă, așa, și eu toată iarna dau din fața curții mele, pe dreptul proprietății mele, a gardului meu, dau zăpada iarna, ud, mături, vara și așa mai departe, și vine altcineva și parchează în locul meu sau în fața gardului meu, cum este? De exemplu, iarna. E curat peste tot în fața curții mele, pe partea cealaltă vis-a-vis sunt blocuri și locuri de parcare, și vine cineva și parchează unde este curat. Ți se pare normal chestia asta? Păi, conform legii, și cei de la bloc sunt obligați prin lege să dezăpezească, iar acum faptul că tu îți dezăpezești trotuarul, nu, conform legii, iarăși, nu te face proprietar pe locul de parcare din dreptul trotuarului pe care l-ai curățat. Eu revin la bun simț. Asta ne lipsește. Dacă omul ăla a curățat acolo, ceea ce e perfect și absolut normal, așa, și nimeni altcineva n-a mai făcut,
nu te duci și... Asta, e, înțelegi? Știi, da, asta era pe vremuri, că acum repet eu lege care cred că se respectă. Era și pe vremuri legea. Să-i să mai ascultăm. Băieți, am un prieten a doua zi de Crăciun, a luat o bătaie de la internat în spital cu parcat și locul unui așa zis proprietar, care nu avea niciun drept acolo. Acum deja la poliția face anchetă, dar tare mică se mușamalizează. Vă salut, Cos din Bacău. A, și e la bloc, nu e la curte. Deci parcare la fața blocului. Situația e scăpată de sub control când vine vorba de locuri de parcare. Oamenii sunt fiere. Dar unde e mesajul cu domnul care trece peste tot? Domnul, hai să luăm telefoane și cauți tu mesajul până la urmă. Uite-l aici. Mamă, sunt și multe telefoane. Bună dimineața. Sincer, eu de fiecare dată când văd un loc de parcare blocat cu o lădiță, cu o cutiuță sau mai știu eu cu ce, dacă e suficientă de mare lădița încât să-mi permită să trec peste dânsa și să o spar, peste trec peste ea fără să-mi pese și fără să țin cont de ceea ce o să-mi zică cineva. Și dacă va ieși, niciodată până acum nu a ieșit nimeni să-mi spună nimica, dar dacă va ieși vreodată careva să-mi spună că i-am spart lădița sau că i-am mutat bidonașul sau mai știu eu ce, s-ar putea să mă cer foarte tare cu persoana respectivă, pentru că nu este proprietatea lui privată încât să-și permită să blocheze acel spațiu în care eu pot să parchez. Deci mi-am luat un camion cu rost de 2 metri special să trec peste lădițe, bidonașe și... Cristian, bună dimineața! Salut, Cristi! Salut! Bună dimineața! Te rog, pe scurt, eu, multe telefoane. Scurt, eu vă sunt din Brăila, locuiesc pe o stradă unde are sediul și inspectoratul județean de poliție. Deci ce? Strada este destul de îngustă. Dacă ai ghinionul să pleci înainte de ora 8 de acasă, te trezești în fața porții cu o mașină. Cu mașina organului. Așa, și... care mai pleacă după ora 16. Grav. Ce faci în cazul ăsta? Treaba e simplă. Cauza o reprezintă lipsa de pricepere sau de a o rezolva administrației. Care a, domnule, lasă. Zi ce faci că ți-au ocupat locul de parcare organul. Sunt la poliție, ce faci? Îți dai seama. S-a rezolvat. Alexandra, bună dimineața. Salut. Bună. Bună dimineața. Te rog. Eu vreau să spun, am trăit la casă toată viața și în sectorul 1, predominat acum în afara Bucureștiului, dar chiar și în sectorul 1, unde locurile de parcare se pot cumpăra de la primărie, niciodată nu ne-am permis să lăsăm obiecte acolo, fiindcă în timpul zilei... Ești pasăre rară. Deci locul ar trebui să fie... Pasăre rară. Și ce faci când... Da, te-ai certat vreodată cu cineva pentru loc de parcare? Când... nu, am chemat poliția de câteva ori când mi-a fost blocată intrarea în curte, ceea ce evident nu este legal și m-au ajutat, au dat amenzi, au ridicat mașina. Mulțumim, Alexandra, mulțumim tuturor celor care sunteți pe linie, nu mai avem timp. Evident, sunați la poliție, nu vă luați la bătaie ca cetățenii nerespectoși pe stradă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.